Hai să băgăm și noi un lenghel cinstit. În sfârșit, lenghel. Sunt pregătit de o nouă aventură. Am mâncat la restaurantul ce dă țeapă turiștilor. Hanoi, Vietnam. Da, ok, bine. Hai să băgăm. Așa. Dă-mi-l HD. Au, ce frumos e aici. Ui. Ui, ceau, îmi place. No! Ui, deja e obosit omul. Să mănânc aici. În sfârșit am terminat cu boala, o săptămână am stat tot în casă, vai șamar. Aoleu, dar ce boală a avut? Iar nu și-a făcut vaccinul? Ce boală ai avut, măi, Lenghel? Măi, omule, măi, iar te îmbolnăvești de toate malariile posibile și imposibile. Iei toate bolile pe oriunde te duci, că nu-ți faci vaccinul ca oamenii. Am zis eu în clipul trecut că mi-a revenit, dar de fapt după ce am ajuns acasă am fost knockout, da. Am schimbat cazare, am venit aici, ieri mi-or venit și simțurile stau în blocul ăsta cu roz. A făcut COVID? Nu știu, men, ce-o fi făcut omul ăsta? Și nu știam ce puche în casă, că mi s-a desfundat nasul. Și am crezut că de la chiuvetă, de la alea. Și ies aseară să mă plimb pe frate râul ăsta. Deci râul ăsta puche de zici că n-am mai văzut niciun râu până amul care să pute așa, nu? Puche râu, mă! Bă, ce puche râu! Da, cine știe, poate, da, mă rog. Da, e pute rău, ce vrei să-i faci? Poate n-am fost eu în destule țări. Hai că vă mai arăt o chestie aici. După aia mă duc în centru să mânc la un restaurant ce dă țepe turiștilor. Adică are 1,9 stele pe Google și ci că dă țepe la foc automat, na. No, bun. Așa că mergem și noi să ne luăm țeapă. Pentru entertainment-ul dumneavoastră, celor de acasă. Deci fiți atenți că aici am vrut să vă duc. Deci aseară am mers până la o farmacie aici și pe Google Maps mi-a păreau că aici a străzi. Știi? Și am crezut că străzi cum e strada aia pe care am fost amoși. Nu, frate, astea străzile la ei. Deci uitați-vă, fraților. Bă, ce mă enervează, asta mă scoate din minți. Deci uitați-vă, fraților. Da, uite cum sunt blocurile astea unul în altul așa. Să-l vezi pe vecinul când își... Când, mă rog, știți ce face vecinul când e singur acasă, na. Nu vă mai zic eu, că știți ce. Dar ce mi se pare, Doamne, mi se pare atât de oribil. Nu știu de ce mă termină. Nu mai pune geam acolo. Nu mai pune geam. Nu mai vreau geam. N-am nevoie. Mulțumesc. Și așa am mers către farmacie. Deci ăștia din Popejle Ordenes, copii mici, până de ce aici. Mamă mia. Și tips and tricks aici în Asia, când vă luați cazări, tot timpul uitați-vă dacă în pozele de la cazări apar jamuri. Dacă n-apar jamuri, cel mai probabil nu au jamuri. Nici nu-s. Dacă n-apar, cel mai probabil nici nu sunt. Meta Asia. Dar așa e în Asia, frate. Și cazări de-alea fără pic de lumină naturală. Eu le urăsc pe alea sufletul. Da. E. Trebuie vitamina D, no, în viața asta. Nu, numai asta am vrut să vreau. Bun. No, măi. Ok, mulțumim. Să plimb așa, mă, cu motociclete. E literalmente ca în Roma. Nu înțeleg de ce se plânge așa. E literalmente Roma. E efectiv așa e în Roma. Deci nu înțeleg care-i, ce-i așa de nasol. Că și în Roma te calcă scuterul pe stradă. Literalmente te calcă scuterul pe stradă. Te pup, Dalin. Chele lor, știți ce? Ce mai și claxonează titit. Ne vezi? Titit. Bă, frate. Bă, frate, las-o, dracu. Ăștia să cred aici pe bulevard, frate, de ce claxonează așa, știi? Dacă mă enervez, nu mă trag imediat, și dacă-i acați cu umărul, frate, îi dau pe ăștia peste cap. Ce ziceați, că Lenghel nu e problematic? Puternic omul. E piedone, cum îl cheamă pe ăla? E Conan omul. Cu motorechile lor. Motorechile. Oh, no, bune, fiți atenți, Vietnam. Hanoi. Mai sunt care ziceau, such a nice place. Gen, frate, ce-i nice aici toate? Tu nu vezi că nu poți trece strada fără să dea careva de tine? Nu poți respira? Sper să nu mai ajung sincer niciodată în Ho Chi Minh sau în Saigon, în ăsta, Hanoi. Bă, mi se par, vai șamar. Eventual...
Măi, e literalmente ca în România. Despre ce vorbește omul ăsta? Ce e așa de vai și amar? E ca la noi. Straight up e ca la noi. E București. Este straight up București. You cannot change my mind. Mă rog, e București cu scutere în loc de mașini. Cu scutere în loc de mașini. Ok, I'll give you that. Perspectiva asta poate e un pic mai nasol în București, că-s mașini, gen. Adică barta e mașina. Cât spațiu ocupă mașină? 8 metri pătrați, dracu. De venit, poate eu mai venit pe aici ca să mă mai duc în Halong Bay și am trebuie să mă duc de aici din Hanoi, că mai am o săptămână până îmi expiră viza și trebuie să mă duc ori în Halong Bay, ori în Ninh Binh. Nu știu nici eu exact unde, na. Și apoi poate eu mai veni odată să vizitez zonele alea faine, Hue, Hoian și tot fel. Dar de fapt, în adâncul sufletului meu, știu că cel mai probabil noi mai venim via când Vietnam, dar zic eu așa că ai venit, că cine știe, na. Frate, nu știu ce ți-ar putea plăcea aici. E ca și cum ai mere la Nucet. Și aici, frate, mă duc la pădurea de lângă Nucet și mi se pare nu știu cât de fain. Toate pădurea este păstătă, nu trebuie să merg la Nucet, știi? Da, așa e și aici. Poluare. Ce e Nucet, că nu știu? De ce zice? Măi, scumpul. Dar totuși sunt așa de mulți oameni cărora le place în Vietnam foarte tare și descoperă o lume nouă în Vietnam. Da, mă rog, la urma urmei este... Este perspectiva lui. Te pup, Nikita Lover, mersi, binevenit. Mersi de sub. Cred că e chiar mai bine decât în București. Am mers 100 de metri și nu a fost casă de pariuri sau farmacie. Da, adevărat. Deși o farmacie a fost printre străduțele alea. Dar da, n-au fost așa de multe ca la noi, da. Bă, acum poate e un pic mai mizerie ca în București. Dar depinde și București ăsta cum îl prinzi. Știi că sunt zile în care îl prinzi chiar așa de jegos. Sunt zile, hai să fim serioși. Sunt zile, sunt, depinde și de pe ce străzi te plimbi, na, ok, hai, de bine, de rău, să zicem că poate nu sunt așa gunoaie pe bulevardele mari în București. TIC Zone, da. Este mult mai mișto în localitățile mici, la țară, la o mică fermă, ca în orice țară, la sfârșitul zilei. Ca în orice țară. Asta e, știi, pe mine mă enervează un pic când vezi ambalaje pe stradă în orașe de-astea mari și zici, păi aici e jegos. Păi dacă e normal că e jegos, că stăm în... Toți sunt milioane și milioane de oameni. E o densitate a populației care, gen, nu e naturală, nu e normal să fie ața oameni unul în curul altuia. Nu normal că o să fie jeg, n-ai? Foarte greu să păstrezi curat în condițiile astea. Nucet e un mic oraș, sunt și lactate care poartă numele ăsta prin magazine. Ah, ok, și e și o pădure acolo, așa înțeleg. Pare că e și o pădure acolo. Roma e de 10 ori mai jegoasă ca București? Adevărat, da. Again, Roma este atât de jegoasă pentru că vin milioane și milioane de oameni de nicăieri. Mă rog, din toată lumea, nu-s chiar de nicăieri, dar înțelegi ce vreau să spun. E traficul foarte mare, nu știu că ai văzut în Roma la Coloseum, gen, în whatever, timpul sezonului. E wild ce e acolo. E absolutely wild. It's too many people. Sincer, dacă orașele astea turistice ar zice, bă, știi ce? Nu mai veniți atâta. Nu mai veniți, vă punem, cum îi zice? Vă punem limiter. Primim în fiecare an o anumită normă, un anumit număr limitat de turiști. Bă, eu ar zice tot respectul. Da, știi ce, frate? Respect. Da, cu siguranță. Da, eu, știi ce? Nici nu vreau să vin în Roma asta. O să vin, îmi aștept rândul și vin eu peste 10 ani. Nu e nicio problemă, dacă mai trăiesc atunci. Dacă nu, nu, nu face nimic. Foarte bine. Mai bine să trăiască oamenii ăia cât de cât normal acolo decât să, știi? Da, ok, adevărat. După aia nu mai fac ei bani din turism. Vezi tu, aia e problema. Profit incentive. Roma e jegoasă tot timpul, nu are legătură cu perioada anului, pentru că tot timpul merg oameni acolo, constant merg oameni. Dacă n-apuc să ajung în Roma anul ăsta, e ok, joc Assassin's Creed. Efectiv, te duce ție Assassin's Creed 2 și gata, la revedere. Nu mai știu care era în Roma. Cred că Brotherhood, nu? Da, ceva de genul. Da, mă rog, în fine. Păi și techeci. Da, așa e și aici. Poluare și techeciele le vezi peste tot, da. Hai că cred că ai lua un taxi, că restaurantul ăla ți-e pare în centrul orașului. Da, hai că mi-a ajuns grab. Bun. A venit Loganul. Nu știu, nu am fost niciodată în Vietnam. De fapt, n-am fost niciodată. Nici o țară din asta sud-est asiatic. Au, oh, Notre Dame, let's go! Mersi, Nikita Lover, pentru gifted, thank you. Deci, acei Vivienu, îl vedeți chiar în față, numai stați o lecuță, că vreau să mă uit la catedrala asta. Nu știu ce cântă, cred că fac operațiunea aia, pledge to the flag, sau nu mai știu. Deci, restaurantul ăsta, Vivienu, dă țepe că aici vin mulți turiști, că aici monu-
monument istoric, na, și-s curios că am... Ah, chiar e un monument? Eu cream că e o chestie... Aoleu, mă scuzați. Cream că e gen o de aia, cum face China, turnul Eiffel în whatever, la țară. Ah, deci e chiar un monument, e probabil ceva colonialist construit. A? Ce e asta? Cine știe? Că nu mă pricep. Hmm? Mă rog, hai că îmi ziceți voi mai încolo. Turnul Eiffel la Slobozia. A, da, și noi avem la Slobozia turnul Eiffel, adevărat. Da, mă rog, nu știu. Catedrala din Hanoi? Ia uite, bă, frate. Catedrala Sfântului Iosif, titorit în 86. November 73, acting in support of the French traitor Jean Dupuy, sau așa, cred că se citește, French troops under the command of Lieutenant Francis captured the Hanoi citadel before conquering... Ah, nu, stai așa. Stai, mă, cine a construit-o? Va colonici francezi. Service cathedral, așa, the cathedral is named after Joseph, construction in 18... Așa, the church was one of the structures built by French, așa, French colonial government, and French in the... Aha, în Indochina, am înțeles, ok. In 86... It is the oldest church in Hanoi. God damn, ok. A, deci chiar este un obiectiv turistic. Eu cream că e vreo replică de aia, de... Ce țeapă mea? Am făcut și noi Notre-Dame aici, gen, știi? Îi lua eu. Hai că mă duc acolo să fac. Vreau să văd ce țeapă îmi dau ăștia. Uite, pe tante. Hello. Do you have to eat? You have apple juice? Apple juice? Yeah. Apple and pineapple mixed together? No, only apple. Apple. Yes. And this one. Yeah. Ok, bun, mi-am comandat un sandwich, 89 de mii de dolari și un apple juice. No, thank you. M-a venit asta să-mi facă pantofi. Și un apple juice la 70 de mii. Cine-ți face pantofi, nene? Deci în total 90 cu 70, cred că am 159 de mii de dolari. No, vom vedea dacă ne-ai luat țeapă sau nu. Plus trebuie să vedem cât de bună e mâncarea aici. No, bine, hai că bat și clopotele. Mi-au ajuns și măr jusul. Vreau să vedem dacă e bun. E făcut cu mere de alea nașpa, gen de la Kaufland. Ce? Marele review-uri de mâncare. Nu știu, o bucată 20 de bani din alea, știți? No, fiți atenți că mi-au ajuns mâncare. Eu am crezut că e sandwich, că așa apărea în poze. Sandwich, frate. Da. Păi ți-a dat țeapă. Ți-a zis că e sandwich și de fapt ți-a dat ochiuri. Deci, nu știu ce e asta. Nu m-ar mira să fie o mișcare de asta de-a lor, știi, gen, să-ți dea almenul și să-ți dea că era ăla, dar ăla era bani mic, pur și simplu, adică nu era altceva. Deci da, eu am comandat bani mii și am primit altceva. Hai să vedem. Deci direct prima țeapă, din prima, am început în forță cu țepele. Hai să vedem, ne face review la un ochi prăjit cu bacon și pâine prăjită. Ne face review, guys. Ok, hai să vedem, oare cum o fi. E bun. Bă, mâncarea nu e. Ce să fie rău la sfârșitul zilei? La un ochi cu bacon și pâine prăjită. Bă, mâncarea nu e, frate. Bă, nu e rău. Gen nouă cu bacon, da. E destul de ok. Da. Bun. Bun, ok. Destul de ok. I love this. This is amazing. Rupsi mână! 22 de luni, mulțumesc frumos! Bă, mâncarea nu-i rea. Da. Că e bună, da. Da, lucrai. Hai că cer nota să văd cât e. Chiar. A, acolo? Și că trebuie să mă duc înăuntru să plătesc. Aha. Dai, vezi ce te țipuiești acolo. Direct țeapă îți dau acolo. Okay. Ce? Cine era de aici? Banh mi. A, i-a luat bani de banh mi?
pe un ochi prăjit, gen. Aha, direcția apă. Da, deci mi-am luat țeapă. Aha. E pe sistemul ăla turcesc, gen semi-țeapă, semi-legală. Adică am plătit în loc de 100, hai, cât trebuia să plătesc? O să ne zică de service fee-ul ăla, dude. O să ne zică de țeapa service fee, prin care, adică banii pe care îi folosesc ca să plătească angajații. 160.000, am plătit 216.000. Da. Mi-a arătat că mi-a pus TVA 10% și taxă, gen bacșiș, încă 10%. Dacă ai ideea, aici nu există TVA 10% sau bacșiș 10% în Vietnam, că nu există așa ceva, numai taxe de-astea inventate de ei, no, ca la Turcia, adică. De exemplu, în Indonezia, în schimb, acolo, pe ăsta tătul ne merg la restaurant, știi că trebuie să plătești 10% TVA-ul pe lângă tătă comanda. Deci stai mă nene, tu i-ai dat, stai mă nene, stai bă Ionuț, deci i-ai dat lui ăsta bani în plus pentru țeapa TVA, dar gen, ai negociat la sânge un suvenir, un, cum se cheamă la, un magnet de frigider? De 10 lei, l-ai negociat la sânge să-l iei cu 5, așa era în Grecia. How is this logical? Absolutely wild for me. Absolutely adică, wild. Adică, păstă tot e așa, aici nicăieri nu e așa, na. Și au TVA, a? E TVA în Vietnam, nu știu, că am zis că poate nu știu eu. Există 3, du-te măi omule, 3 rate de TVA în Vietnam, 0%, 5% și 10%. A, păi poate... În funcție de natura tranzacției, cota de impozitare în Vietnam la 0%, bunuri și servicii exportate. Deci 0% e pentru bunuri și servicii exportate, au anti-sancțiuni. Transporturile internaționale și bunurile și serviciilor care nu sunt supuse valorii adăugate. Servicii de reasigurare offshore, furnizare de credite, transferul de capital și servicii financiare derivate. Aha, ok, și restul e 5 și 10%. Aha, deci aveai TVA. Deci e TVA. Și TVA-ul cât ți l-a trecut acolo? 10% oare? Mamă, ce... I love it. I don't know why, I just love it. Ia nene. Ah, TVA 10%. Ce să vezi? TVA 10%, adreacu. Aha, țeapa cu TVA-ul. Clasica țeapă cu TVA-ul. Am înțeles. Deja am plătit cam 20% în plus. Deci 160 16 e 32, nu? 160 cu 32, tot nu vine 216. Deci da, nu știu ce mi-o băgat. Nici cum nu-i bine, mă, nene. Stai mă, nu ne zice nimeni în comentarii. Ți-au dat țeapă 100% că nu au bătut pe casă ce ai mâncat-o de fapt. Oule cu șuncă au costat 89.000 și trebuia să fie de fapt ceva cu tăiței cu ou. Sucul de mere de care ai zis că trebuie să coste 59.000 a costat de fapt 90.000 pentru că era suc de fructe cu ceva aromă strong conform traducerii, la care au adăugat 10% service tax, era apoi suma cu service tax încă 10% TVA. Drept urmare, vreo 41 de lei pe două ouă leșinate cu două fâșii de bacon și două felii de pâine prăjită și un suc de mere. Nu mai sunt zilele cu suchi. Taci, dracu din gură, milenial obosit. Taci, măi, milenialule. Doamne, mamă, ce m-am enervat. Ai măcar nu era în Vietnam, în fine. A băgat mizerii, deci da. Deci aveți grijă, dacă veniți aici, numereți la VPN, că plătiți cu 50% mai mult, sau nu știu cât am plătit, calculați voi, eventual. 216.000, mamă mea. Da, bine, am un an asta să-mi bat capul cu ei, că de asta am și venit să-mi iau țeapă, dar asta este. Mâine mă duce către Halong Bay sau Ninh Binh, nu știu cătă care, dar o-mi vedea. No, bune, hai că mă mai plimb o leacă, aici pe-n centru, vă mai arăt și... Ia hai mai arată. Cine mai arăți? Este o clădire, monument istoric, mai în față, la stânga. Ia fiți atenți aici, un lăcușor. Amoi duminică, de-aia sunt așa mulți oameni pe aici. No. Bomba de frontul la Taragot. Deci da, până amud în ce am văzut, Hanoiul are mai multe de oferit, ca să zic așa, arhitectural decât Ho Chi Minh City. Acolo nu prea e nimic de văzut. Aici mai vezi clădiri din astea mai interesante, mai nu știu. No, asta e clădirea, dar nu știu de ce au pus-o pe Google Maps ca și cum ar fi a 8-a minune a lumii. Și te-au băgat așa evidențiat acolo și-o vezi. Vem, frate, e ca și teatru din Oradea, adică nu-l vezi pe ăla pe Google Maps când te uiți la Oradea. No, bun, cam atât a fost. Hai că o vedea mâine unde mă duce.
bă. No, bine, am mă duc către Nimbin. Până la urmă acolo mi-am găsit autobuz. Așteptam să vină autobusul după mine, că mă ia de aici, de la hotel. Ești în viață de lux. Am ajuns în oraș, mă duc către cazare. Cazarea e acolo lângă munța aia sau ce-s. Hai că vedem. No, ăsta mi-e hotel. Frumușel. No, am ajuns. Asta e camera. O cameră cinstită, cât poate să te coste? Am dat vreo, nu știu, nici. Zicea că are view la mountains. Abia îl vezi, no. Am dat vreo $15 pe noapte, așa. $15 pe noapte? Dude, that's a fucking steal, dude. Dacă n-ar fi așa de scump drumul până acolo, să mor dacă n-ar merge toți românii numai în Vietnam. A, bine, hai că mă duc să mânc și să și vizitez. Cred că trebuie să-mi iau scooter din ăla, să închiriez. Yeah. Am plecat de aici, de la hotel. Mă duc să mânc undeva și apoi, nu știu, să iau ceva, să mă duc cătămun sau nu știu, să ce în apropiere, n-am idee. Na, de zice că pet în față și la stânga trebuie să fac undeva. Atunci aș merge și eu la un masaj, să mor dacă n-aș merge la un masaj. Aoleu, acum m-aș duce. Mă mai primește cineva la ora asta? Mă rog, la ora asta cred că mă primește numai cu finalizare. Of, ce grea este viața! Și acolo știi că munța aia, na. Hai să vedem. Na, ne. A, ce cred că fac stânga? A, uite-le astea. A, ia uite. E, ăsta cine încheie ochilor? Ne, hai să vedem. Motorbike rental. Bicicli rental. Nu, deci astea, dar cred că mă duce un pic mai încolo să le văd mai bine. Nu, nu știu ce. Ce sunt astea că n-am prins? Babele, la ce se duce? Să vede, ce vede? Sfinxul, ce-l vede? Să zic, nu sunt alți munțe sau ghealuri, că ghealuri sunt. Sunt așa alea de la Borozel, alea că mai mari. Mica, am găsit aici o alee din asta. De ce bol pădune de? Na, ce e un munte de ăsta, da? Nu prea se vede. Mă chem să nu fie șerpi aici. Mă, dă-ia, dă-ia încolăciți. Stângi din astea, o pica chiatra de pe ele. Băi, asta e cascada Bigger. Ce vorbești? E literalmente cascada Bigger. Astea avem și noi la noi. Ce dracu, mergi până acolo să vezi ce? Ce avem deja la noi acasă? Portul relax infraroșu, aparat pentru masaj cervical. Bă, da mă dracu. S-au mai crescut niște... S-au porul sănătos. Mușchi. Crengi din alea și ceva. Crengi. Liene din alea de junglă. Crescură crengi. Cam asta. În stâncă. Totuși, la Borozel nu este lac din ăsta, frate. Au numai valea care vine de la Borozel. Măi, ce-i Borozel? A, Borozel e ceva tot acolo pe lângă Oradea, cel mai probabil. Un fel de colibiță este. Da, de atâta. Da. Totuși, e mai interesant, oleac. Aici mă refer, nu? Nu la Borozel. Măi, ce să zic, că e faimut, îmi aduce aminte de insula aia la Maki de Malaysia. Și acolo erau ceva asemănătoare. Deci, practic, pentru astea am venit, am crezut că sunt alte chestii, știi, că vreau să stau mulți. A, bă, nene, ce mănânci? Vegetație pe ele, știi, că nu-s poci, că e, nu știu, 15 minuni a lumii sau nu. Stânci, nu știu cum, erodate, au plăiat prea mult pe ele, s-o sunt niște stânci la sfârșitul zilei, mare căcat. Oh, mănâncă... Sunt jos, nu mai pic. Da, vere, am înțeles, nu te impresionezi. Aici mi-a cerut 15.000. Uh-huh. Frate, ăsta e prețul real, la ăsta mă așteptam să fie pe aici vreo 15-20 de mii, maxim 20 de mii. Deci aici e ok, dacă veniți în Vietnam, puteți veni până aici în Ninh Binh. Vă puteți lua o tonă de magneți. Au cu toate orașele din... Nu, cu magneții, dude. Au magneți cu toate orașele din lume. Îți iei magneți și din orașe în care n-ai fost. Magneții mamei de viață. Mama lor de magneți. Tătă țara, nu? Banana? Ah, sweet potato. Ok, one sweet potato. Wow.
Trebuie să-ți povestesc ce am pățit din cauza ta. Am fost și eu ca oamenii în concediu cu prieteni în Italia. Într-o zi a trebuit să așteptăm după un bus într-o parcare și ne-am apucat să facem glume. Printre altele am ajuns să le explic prietenilor mei de vreo 3 ori cu mimat cu tot ce este o biliboacă. După ce am râs 40 de minute numai la glume despre biliboaca, ne-am dat seama că tipul de lângă noi era tot român și s-a bucurat de un mare show. Păi și cu ce te-ai făcut de râs? Te-ai făcut de râs, auzi? Te-ai făcut de râs? Ai adus un zâmbețel în colțul gurii unui necunoscut. Foarte frumos, aș zice eu. Auzi, s-a făcut de râs. Numai în Italia nu mă mai făceam de cacao. Las foarte bine, mare chestie acum. Omul ăla așa, nu o să te mai întâlnești cu el niciodată. Mai ți-aș prinde când. De când? Mamă, ce-aș da la aia? Mai e bunotul ăsta. Mamă, ce-aș da? Deci că ai făcut și cum, nu știu. Wow. E făcut cu... Nu știu... Oh, ce poate să fie? Where'd you get that? Right here, on the left. On the left? Yeah, yeah. No, e chiar bună asta. Oh, meu Lengel, fiind amabil cu străini. Right here, on the left, my friend. Mama mia. Îmi place. Ca un desert de la bun. Hai că trebuie să mă duc și la un restaurant să bag ceva. Manei, hai că mă duc. Le-a zis înainte și la stânga, da, sincer. Duc aici, Green Lantern sau nu știu ce zice. Ce e Green Lantern? Nu, nu, nu. Ah, ok. Ah, am crezut că e vegan, dar dai un pic ăsta, nu știu ce. E vegan sau nu? Nu, no, nu, no, nu e vegan. Dar bun, are 5 stele din 5. Hai să vedem. Băi, frate, mi-a luat bun. Aaaa, mi-e foame rău, mi-e foame rău, ce i-a dat aici? Oi, oi, oi. Na, deci mi-a arătat cum să mâncă buncea, deci astea ce că le mănânci, sunt ca niște hârtii sau nu știu ce. Nu știu, mie mi se face ceva că zici că-s plastic. Și mi-a arătat cum se rulează, e ca o sarmală din aia. Gen pe asta de salată. Pui tăche coriandru, mentă și tăche ce-s acolo, pui noodles, pui din astea și o rulez, nu? Cam asta. Aaa, ia uite cu frate. Ca un fel de shawarma, mai putea spune. Bă, mie îmi place hârtia aia de, hârtia aia de orez, îmi place de mor. Aș mânca orice căcat cu hârtie de aia de orez. I love it, it's great, I fucking love it. Bune, hai să vă arăt. Deci luați asta. Și vă mai zic o nebunie, îmi place și coriandru. Ușor, ușor m-am aclimatizat cu coriandru și îmi place de mor. Like, fuck me up cu coriandru. I love it. It's... Puneți una din asta. Puneți mentă. Eu nu pun coriandru, că nu-mi place. Clasic. Puneți noodles. Așa. Da, dar nu știu de unde e traficul ăsta, că dintr-o dată ori venit așa, până nu a fost aplicat. E meci. Puneți, astea schițele, practic. Zici rădăcină la germenii aia de grâu? Ok, bun, tare. Puneți schifteluțe, puneți și morcovezi din așa. Așa. Ceva în genul. Nu pune ăla, nene, că ăla-i de decor, bă, viața mea. Nu pune ăla. I-a pus garnișul în shawarma. Și apoi rulați. Și gata. Și rulezi fin, s-ar zice. Dar joacă rapid, nu se duc la nici toți oameni. Băi, nu pot să rulez cu morcovul ăla, uite cum... Bun. Am prins ideea. Am prins ideea, da, e adevărat. Hai să vă arăt că nici așa nu... Oi, oi, oi. No, dar ce-mi foame mi se făcu acum. Na, hai că le bag. Oi, na bine, mă, cam atât o fac pe ziua de azi, ce-am mâncat alunecat, mâine nu știu ce-o-i face, cred că mi-o închiria ceva motociclete să mă duc să vă
Arat. Abia aștept să-l văd pe Lengel pe motoretă. I would love it. I would absolutely love it. Mă, și cine am văzut eu la Lengel, dar nu știu dacă e în Vietnam sau în Thailanda sau în toată zona aia sau cum e, dar eu am această boală în bucătăria sud-est asiatică, am această boală cu satay, cum se citește, nu știu, sosul ăla de arahide, dude. Bun. Absolut bun.